Pe data de 24 februarie se celebrează Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români. Personajul Dragobete este preluat de la vechii daci, transformat ulterior într-un protector al tinerilor și patron al dragostei. Acesta nu era nimeni altul decât fiul babei Dochia, un flăcău extrem de chipe și iubăreț. În anumite zone, chiar și astăzi, în această zi mare de sărbătoare, tinerii îmbrăcați în straie frumoase obișnuiau să se strângă în păduri și să culeagă flori ale primăverii. Ziua de 24 reprezintă începutul anului agricol. Este momentul în care natura se trezește, iar oamenii intră în rezonanță cu ea. Mi-am pupat nevastă dimineață, am luat un buchet de flori la mulți ani și am trimis felicitări prin WhatsApp la fostele colege că sunt pensionar și la cei dragi. În dimineața zilei de Dragobete, fetele și femeile tinere strângeau zăpada proaspătă, o topeau și se spălau pe cap. Femeile obișnuiau să atingă un bărbat din alt sat în ziua de Dragobete ca să fie drăgostoase tot anul. Dragobetele este, cum este astăzi, se împerechează păsările, începe primăvara să-și arate fața, soarele, cald, de azi încolo să deschid toate câmpurile, toate astea, începem să tăiem la vii, începem să legăm. În Mehedinț se poartă obiceiul numit zburătoritul, potrivit căruia la prânz fetele se întorceau în fugă spre sat, fiecare fiind urmată de flăcăul care o îndrăgea. Dacă băiatul era iute de picior și o ajungea, iar fata îl plăcea, goana se sfârșea cu un sărut în văzul tuturor, de aici și tradiția călcatului pe picior.